Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Este luni, deschidem săptămâna cu vești pe care probabil le-ați văzut în urmă cu foarte, foarte puțin timp. Cei care gestionează situația la nivel de țară au făcut următorul anunț. România a depășit pragul de 4.000 de persoane depistate pozitiv COVID-19. Avem mai exact, până la momentul vorbirii, 4.057 de cazuri de persoane infectate cu SARS-CoV-2 sau COVID-19, noul tip de coronavirus. Foarte multe persoane așadar depistate pozitiv și internate. Iată, la ATI, în acest moment, sunt 179 de pacienți. Vorbim de aseară până acum de 193 de cazuri, noi cazuri de îmbolnăvire. Vestea bună, pozitivă, să spunem, ce merge pe același trend, este că se păstrează un procent de 10, adică din totalul de 4057 de persoane, 406 persoane sunt declarate vindecate. Este o veste bună. Am urmărit de curios în ultimele două săptămâni și jumătate cum a evoluat această pondere. Infectați persoane vindecate și s-a păstrat constant această chestiune cu 10%. Ieri și alaltăieri scăzuse puțin sub 10%, dar astăzi și-a revenit. Vorbim de o carantină, sau în carantină avem 23.849 de persoane și în izolare la domiciliu și sub monitorizare medicală 106.463. Pentru cei care sunt curioși câte teste s-au făcut până acum, vorbim de un număr de 40.987 de teste făcute până astăzi, 6 aprilie 2020. În scurt timp, colegul Marian îl va lua prin telefon pe primarul comunei Stejar, pe domnul Robert Păiuș, pentru a vedea cum merg lucrurile acolo la Stejari. Până când vom avea legătura telefonică cu domnul Păiuș, vă mai dau citire unor chestiuni. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat, iată, foarte, foarte multe apeluri la acele linii speciale Telverde. Și în egală măsură stau întocmit până la momentul vorbirii 315 dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de zădărnicire a combaterii bolilor, faptă prevăzută și pedepsită de codul penal, de noul cod penal. 9.500 de persoane au fost depistate că nu au respectat măsura privind restricționarea circulației, s-au aplicat sancțiuni până acum, atenție, sancțiuni contravenționale de 21.730.979 de lei. Marea mea dilemă, pe care am și postat-o pe Facebook, pe rețelele de socializare, este cum se vor recupera aceste sume de bani de către autoritățile române. Se știe foarte clar, noi românii suntem campioni la ceea ce privește neplata amenzilor, indiferent de natura lor. Știți cum e, plătim amenzile doar atunci când avem efectiv treabă la primărie, altfel nu. Avem deosebită plăcere acum de a discuta cu domnul Robert Păiuș, primarul comunei Stejar. Stimate domnul, alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă salutăm! Vă salut de și pe dragii dumneavoastră telespectatori. Da, vă ascult. Cum stau lucrurile acolo la Stejar? Aveți persoane în izolare? Sunt persoane care s-au întors din afară? Da, mi-aș fi dorit să spun că nu avem nicio persoană în autoizolare, dar din nefericire că și noi suntem la fel ca și celelalte comune, doar cu un număr, zic eu, destul de redus ca și persoane care se află în autoizolare. Vorbim de un număr de undeva la 11 persoane. Destul de puțin. Da. Care sunt foarte receptive la adresele noastre, la științările noastre și la tot ceea ce prevede legea.
Cum s-au, nu am avut probleme. Cum s-au comportat aceste persoane? Sunt ele, spuneați că sunt destul de receptive, deci iată că nu v-au făcut probleme, pentru că citeam mai devreme 9500 de persoane la nivel național au fost sancționate pentru că au încălcat acele restricții. Nu, să știți că noi colaborăm foarte, foarte bine cu persoanele care sunt în autoizolare și nu numai, chiar și cu persoanele vârstnice, cu persoanele care au peste 65 de ani, care nu au posibilitatea să îi ajute cu cineva cu alimente. Noi ne ocupăm, avem un tabel pe care l-am trimis atât prefecturii cât și DSP-ului și cu persoane cu care noi comunicăm aproape zilnic. Tot aparatul primăriei ne-am compartimentat pe zone, pe sectoare și avem sub ordinea noastră undeva la aproape de 15-20 de persoane de membru, care fiecare coleg de-al meu în fiecare zi îi sună pe bătrâni, îi științează, îi întreabă dacă au nevoie de ceva, de ce noi oricum la persoanele care sunt mai neajutorate din punct de vedere și din punct de vedere financiar îi ajutăm cu pâine fiecare zi, aproape fiecare zi, depinde că le facem, depinde cum se organizează. Adică îi aprovizionați, le oferiți tot ceea ce în astfel de momente este nevoie. Da, logic, este normal și firesc, pentru că suntem într-o situație foarte delicată și oamenii trebuie să înțeleagă pe de altă parte și receptivitatea noastră ca și autorități, cât și partea noastră civică. Până la urmă, deja nu mai discutăm despre campanii electorale, despre lucruri civice care țin de responsabilitatea noastră a fiecărui membru din cadrul administrativ al primăriei. Cum se poate vedea, stimate domn, pentru că iată, spuneați că persoanele de la dumneavoastră, de la stejari, sunt extrem de receptive, acele persoane aflate în izolare și nu fac probleme, dar au fost cazuri de persoane și în Gorj, dar și în țară, care au avut niște pretenții mai mult decât exagerate față de ceea ce, să spunem, le-ar fi putut oferi primăriile respective. Adică niște, repet, pretenții în materie de mâncare, de-ai fi zis că dincolo erau regii și reginele Angliei, Olandei și Spaniei la un loc. Sincer să fiu acum, să fiu corect în asta, și eu am întâmpinat o astfel de problemă cu o persoană care e în autoizolare, dar după discuțiile un pic mai accentuate, am înțeles că situația în care se află nu este în măsură de a cere, așa cum spuneți și dumneavoastră, mâncare regească. Noi oferim ca și instituții, ca și stat, minimul necesar de supraviețuire și asta, cred că asta este o mare parte și mentalitatea românului. Știți, exact cum să vă spun, exact cum e românul acela, cu neamurile se comportă foarte urât și cu străinii, nu știu cum să-i mângâie. Așa și cu românii care vin din afară. Afară sunt mielușii și nu discută acolo unde e lege și nu e citogneală. Aici când ajung acasă, nu știu cum să le dai de nas. Dar mă bucur că autoritățile au pus piciorul în prag și de data asta am înțeles că, indiferent de statutul social și de clasa socială în care te afli în țara asta, astăzi nu mai există diferențe nici din punct de vedere al valorilor culturale, cât și financiare, cât și al clasei sociale. Astăzi este lege pentru toată lumea, indiferent de cum te cheamă și cine ești. Așa este, dar în egală măsură că ați mers și dumneavoastră și prin țară și prin lume, ați văzut că suntem o nație care așa ascultă mai greu de reguli, inclusiv nu, de obligații. Ascultăm aici, acasă. Acasă, nu, acasă, că în afară... În afară realizăm că suntem, să folosim așa un termen dintre ăsta mai popular, suntem venetiși, știi? Și nu ne permitem luxul de a comenta. Afară stăm cu capul, suntem ghiocii. Afară suntem ghiocii, stăm cu capul plecat și atunci când venim acasă încercăm să ne scoatem toate... Devenim haiduci. Toată refularea de subjugare de acolo, să devenim, exact cum a zis și noastră, haiduci. Dar trebuie să înțelegem că
În primul rând trebuie să ne respectăm țara, în al doilea rând trebuie să ne respectăm legile prevăzute de țară și în al doilea rând trebuie să ne respectăm noi între noi ca oameni. Și trebuie să înțelegem că sunt într-o situație foarte și pe de altă parte trebuie să avem acel bun simț civic. Corect. De colaborare și cu cât suntem mai civilizați, cu atât și mai înțelegători, cu atât mai bine pentru noi și cred că în momentul de față cu optimism, o spun, suntem într-o situație nu plăcută, dar eu zic că suntem pe o linie de plutire mult mai favorabilă decât restul țărilor. Așa este și apropo de această neascultare de care dăm dovadă aici în țară, ați văzut cu siguranță acele evenimente de ieri, alaltă ieri, acum da. 2-3 zile la Țăndărei și în apropierea Țăndăreiului, unde grupul acela de persoane presupus interlope a fost luat cu fulgi cu tot de mascați. Pentru că au refuzat să se supună, să spunem, ordonanțelor militare. Asta spuneam acum câteva minute. De data asta nu mai contează ce ești, că ești profesor, că ești politician, că ești... Că ești mecher sau nu, mafios, că ești mecher sau nu. Da. Sau Ion Țiriac, astăzi nu există lege decât pentru... Legea este egală, în măsură egală pentru toată lumea, indiferent de clasa socială. Și mă bucur și vreau să spun cu bucurie în suflet că chiar îi felicit pe autorități pe această cale pentru toată demnitatea de care au dat dovadă. Sunt mă bucur că deja și-au intrat în drepturile de deplin pe care trebuia să le aibă cu mult timp înainte de a se intra și în această măsură de COVID-19. Pentru că ăsta este modul de colaborare. Atât din cât în alte țări nu ne permitem luxul de a ne certa cu autoritatea, cu polițistul care ne oprește, da? Și știm să ne comportăm civilizat, așa trebuie să înțeleagă că și în România există aceleași drepturi și aceleași legi. Comentez? Corect, plătești. Pe Vasile Alexandri. Asta în cazul fericit în care ajunge acolo. Ați văzut că în India sancțiunea la modă de vreo săptămână și jumătate încoace a apărut și pe Facebook, este bătaia la fund cu niște bastoane foarte rigide din lemn. Adică trece, da, te-a prins pe stradă, ți-a dat din două din alea pe spate, la fund, peste picioare, le simți? Am văzut acele filmulețe care circulă tot numărul pe site-urile de socializare, dar eu cred că noi nu trebuie să ajungem acolo. India este India, noi suntem în România, noi ne considerăm o țară mult peste India din punct de vedere al istoriei noastre și nu cred că trebuie să ajungem acolo și trebuie să înțelegem cu totul că, cu adevărat, în adevăratul sens al cuvântului, că de data asta trebuie să respectăm în tocmai litera legii. Dacă, nu știu dacă ați văzut, am făcut și eu și împreună cu colegii mei, am făcut un filmuleț, un da, mini-spot. L-am văzut, da. Pe care l-am promovat în atare ca să înțeleagă că și cu cât suntem mai receptivi, cu atât trecem mai repede peste acest, cum să spun, peste această pandemie, pentru că este un beneficiu nostru, cu cât respectăm regulile, cu atât mai repede putem să scăpăm și să trecem la starea normală de civilizație. Nu cred că îi convine nimănui situația de față, dar asta este. Vedem bine ce se întâmplă în Italia, în America, în Germania, în restul țărilor, că sunt într-o situație mult mai drastică ca și noi. Și atenție, acele țări aveau și un sistem sanitar peste ceea ce avem noi. Deci aveau un sistem sanitar mult mai bun decât al nostru. Au. Există. Indiscutabil. Vorbim de țări mult peste noi dezvoltate din punct de vedere al infrastructurii sanitare, al medicinei și că cred că dacă ei, care au înțeles și sunt în situația asta, trebuie să ne pună un mare semn de întrebare nouă, că dacă noi nu respectăm și ajungem, Doamne ferește, să ajungem la nivelul lor, asta înseamnă că noi ca și nații cred că dispărăm de pe fața Pământului, pentru că vedem destul de bine și cum să spun eu,
solidaritatea cadrelor medicale care până mai acum câțiva ani se băteau cu pumnul în piept că ei vor să plece în afară, că au salariile mici și uite-te astăzi când avem cea mai mare nevoie de ei, după ce și-au încasat câteva miliarde de lei vechi, salarii, astăzi ne lasă cu fundul în bartă. Aceste cadre n-ar merita, din punctul meu de vedere, aș vrea să ne asculte autoritățile abilitate, să aceste cadre n-ar merita să mai ia nici pensie. Așa este. Nu pot în caz de cod zero, da? De stare națională de alertă, de stare de zero națională, să pledez într-un trădător. Stimate domn, știm că sunteți un naționalist, un om care ține enorm la țara sa. Ne-ați declarat-o și ați arătat-o de foarte multe ori că țineți la România și sunteți un adevărat patriot. Legat de această chestiune a identității naționale, ați văzut cu siguranță că, iată, partea pozitivă, dacă putem spune așa, în această epidemie, această nebunie generată de COVID-19, România a început să producă din nou lucruri, obiecte, chestiuni la care renunțase cu foarte mult timp în urmă. Iată, spunea domnul Virgil Popescu, ministrul economiei, că până pe 15 aprilie vor exista suficiente măști pentru populație, pentru cadre medicale, atenție, fabricate aici la noi. Deci iată că există și un aspect pozitiv. Reîncepem să producem diverse lucruri. Da, încercăm să fim de cât se poate de rațional, să vedem și partea pozitivismului în această situație, dar eu sincer nu spun că nu este un lucru de bun augur pentru țara noastră, dar pe de altă parte nu mi-aș dori să le facem pentru situația în care ne aflăm astăzi. Sunt foarte multe lucruri la care noi am renunțat, sunt foarte multe fabrici la care europenii, da? Nu departe este Serbia de noi și mi-a plăcut foarte mult discursul președintelui. Europenii am realizat, uite că astăzi realizăm că europenii, și aici aduc în aminte Italia, Germania, Franța, care astăzi uită de solidaritatea noastră, de susținere atât morală cât și financiară. Și cred că ar fi un mare semn de întrebare după ce vom scăpa cu brio de această pandemie, dacă mai continuăm. Vă referiți la existența ulterioară a Uniunii Europene? Da. Da, e o întreagă discuție, pentru că s-a văzut cum statele foarte puternice de genul Germaniei și Franței, practic ceea ce a mai rămas, pentru că Marea Britanie ne-a părăsit, s-a văzut că au cam lucrat pe cont propriu în această perioadă. Au lucrat pe premiza aia, ultimul scapăturmă, sau cum se spune? Urma scapăturmă, da. Urma scapăturmă, nu? Haideți să fim și raționali ca și popor, să realizăm că nimeni niciodată nu ne va avea binele și că nu ne-a vrut niciodată binele nimeni. Singurii care au muncit și și-au vrut binele suntem noi înșini. De-a lungul istoriei s-a demonstrat că nimeni nu a venit în țara noastră să aducă și toți au venit să ia de la turci, de la tătari, încoa. Da. Mulți am fost constant de bunuri. De la daci și romani, de la Știți bancul acela a circulat mult și pe Facebook. România e cea mai bogată țară din lume. De peste 2000 de ani se fură din ea și tot mai este loc de întors. Da, și este dureros când vezi că anumite lucruri din țara ta, așa cum a spus și dumneavoastră, au dispărut strict pentru a le crea oportunitatea celorlalte țări să se dezvolte. Pentru că e logic atunci când tu nu mai realizezi, de exemplu, că nu mai faci măști, da? Aceste măști, nu le mai produci tu, le produc celelalte țări care au un randament mult mai accentuat de producție și piața de desfacere pentru ei e mult mai mare. Așa că cu cât lipsește concurența de piață, cu atâta monopolul pentru celelalte țări a fost în favoarea lor. Aici s-a văzut foarte clar, stimată domn, cum și-a luat-o așa masiv întreaga Europa în frunte cu Uniunea Europeană, când China, aproape singurul producător de măști medicinale,
asistat din cauza epidemiei acolo, asistat producția. A fost haos pe piața din Europa pentru că doar o singură țară, dacă nu mă înșel, atunci mai producea, dar la cu totul alte prețuri. Ei, iată că acum au început economiile naționale să producă astfel de domnul Catrina, probabil că am mai discutat cu prietenii de-ai mei și cu colegii dumneavoastră. China vrea să demonstreze, cred mai mult ca sigur, China vrea să demonstreze loialitatea și unitatea Uniunii Europene. V-am zis, încă fac, mă repet, mi-a plăcut enorm de mult și chiar m-a mișcat enorm de mult discursul ținut de către președintele Serbiei. Și într-o oarecare măsură să nu uităm că acum câțiva timp, până și nu de mult, Mihai, în ajutor și în sprijinul țării noastre pentru a dezvolta și a autostrăzi de peste 2000 de kilometri, dacă nu mă șel eu bine, țin eu minte, și când au spus prețul cu care vor crea, cam tot guvernul a căzut pe spate și uite că nu au vrut să semneze cu ei și au venit firme din Italia care s-au apucat de centuri la Târgu Jiu și au dat faliment și uite așa și multe, foarte multe alte exemple reale, viabile sunt la nivel de țară. Asta înseamnă că nici o țară din Uniunea Europeană nu ne va ajuta niciodată, decât noi singuri ne putem ajuta și dezvolta, așa cum am fost o țară, zic eu, destul de dezvoltată în perioada 86-88. Așa este. Stimată doamnă, din cauza epidemiei, pandemiei, de fapt, la nivel global de COVID-19, s-au decalat, s-au amânat foarte multe alegeri naționale. Marea Britanie a dus alegerile din luna mai, din acest an, le-a dus pentru luna mai anul viitor, luându-și acea marjă de siguranță. Și noi trebuia să avem declanșată procedura pentru ceea ce însemna alegerile locale la termen din iunie. Șansele să se mai întâmple acest lucru, adică să fie la termen, sunt nule, clar, nu mai pot fi în luna iunie. Vom avea alegeri locale probabil în aceeași lună, dacă nu chiar în aceeași zi, cu cele parlamentare în toamnă. Cred că în momentul de față, sincer să fiu, este una dintre cele mai bune alegeri de a se amâna, deși nu face o deosebită plăcere să spun că mă încântă amânarea alegerilor locale, dar și situația în sine, dar până la urma urmei, ceea ce se întâmplă nu face, n-ar fi făcut o deosebită onoare ca alegerii și menține anunțării de 28 iunie, nu? Dacă nu mă știu, că atunci se preconiza că vor fi stabilite. Da, finalul lunii iunie trebuia să fie. Trebuie să înțelegem că astăzi, mai presus de orice vector politic, stă omul în esența noastră și în atribuțiunea noastră și în viziunea noastră stau oamenii pentru a putea să-i susține moral, etic și financiar, pentru că până la urma urmei politica este făcută pentru oameni. Asta înseamnă că și amânarea de care se face vorbire la ora actuală este un lucru benefic și destul de sănătos. Așa este, suntem iată în debutul lunii aprilie, altă dată în anii trecuți, în această perioadă toate UAT-urile, toate comunele, orașele, municipiile României lucrau din plin la ceea ce însemna sosirea primăverii și pregătirea spațiilor, locurilor pentru acest anotimp deosebit de plăcut. Anul ăsta ne-a cam dereglat așa puțin epidemia de COVID-19, toată dorința de a primeni localitățile. Da, în momentul de față așa este, aveți dreptate, nu putem să ne mai gândim la o curățenie de primăvară sau o igienizare a comunei și comunelor în sine, pentru că este starea care de alertă în care ne aflăm și nu cred că este nevoie să spunem că am avea. În general, să știți că comunele care au făcut în de-a lungul timpului cu acea curățenie de primăvară, nu cred că arată atât de jalnic
pentru că toate întreținerile astea se făceau de toate lucrările se făceau pentru întreținere, da? Eu cred că încă oamenii acolo unde mai pot își fac datoria. Să sperăm că o să trecem cu brio și cât mai repede de această situație și după aceea, cu siguranță, toți primarii se vor mobiliza și ne vom mobiliza pentru acest aspect, pentru care în momentul de față este mai puțin important decât în situația în care ne aflăm. Așa este. Este mai important în momentul de față, cred că, igienizarea din punct de vedere al tratamentelor care pot stopa anumite bacterii. Da, și iarăși privind optimistic problema, ne uităm la ceea ce a făcut din noi această epidemie de COVID, ne-a făcut să ne spălăm pe mâini cu apă și săpun foarte, foarte des. Știți cum, acum râzând, glumind, dar este o realitate. Niciodată, cred că poporul român și lumea în general, umanitatea, nu cred că s-a spălat pe mâini. S-a întrerupt legătura cu domnul primar. Oricum apucaserăm noi să vorbim cu dumnealui. Spuneam doamnelor, domnilor, că niciodată omenirea nu s-a spălat pe mâini cu apă și săpun ca acum, în această perioadă, din ianuarie încoace, de când au început avertizmentele. Cert este un lucru... Da, și domnul primar ne spune că s-a întrerupt. Dacă Mariana îl mai poate lua prin telefon pe dumnealui, ar fi ideal pentru să putem continua discuția. Până atunci însă o știre... Da. Alo? Da, vă aud. Se întrerupsese, stimate domn. Da. Se întrerupsese. Vorbeam de igiena corporală a fiecărui cetățean în parte. Da. Da, este într-o oarecare măsură amuzantă această problemă care puteți de mult și uitată, dar totuși să știți că eu zic că oamenii au înțeles acest lucru, că este benefic pentru noi ca și cetățeni, cu cât încercăm să ne igienizăm corpul mai des, cu atât avem mai mult de câștigat în materie de siguranță a noastră, a igienei corporale. Așa este, repet, dacă suntem campioni la ceva, suntem campioni la glume și la tot felul de lucruri din acestea. Exact, cred că ne-a și ajutat. Și vă supun atenție un material publicat în presa centrală, ca să vedeți că, iată, toate sectoarele de activitate sunt afectate în lume. Pandemia de COVID-19 a închis cel mai mare bordel din Bangladesh. Și măsurile luate de guvern pentru a ajuta miile de lucrătoare sexuale, pentru că în Bangladesh este o meserie ca oricare alta, este legală această situație, stare de fapt, prostituția de fapt. Guvernul de acolo estimează că aproximativ 100.000 de femei lucrează ca, atenție, lucrătoare sexuale. Deci au carte de muncă și lucrează aceste femei, afectate acum de pandemia de coronavirus. Da, e un subiect tabu, aș putea zice. În România, pentru că suntem noi mai pudici, poate prin relația, să spunem, cu Biserica Ortodoxă Română, care dezavuiază această situație, dar iată că este un domeniu, un sector de activitate afectat în țările unde este legal. Nu de mult și noi am avut aceste bordeluri, nu? Da, le-am avut, e drept. Perioada interbelică. În perioada de interbelică aveam casa de piatră, nu zic bine? Da. Sau crucea de piatră. Crucea de piatră era cel mai cunoscut. Cel mai vestit și de bordel din București. Și călcat de oameni respectabili ai Bucureștiului. Da. Oameni politici, oameni... Da, de partea cealaltă... Eu zic că am susținut și am pledat în aceste înființări ale bordelelor în țara noastră, pentru că eu cred că cu siguranță economia țării va crește cu mult
peste așteptările noastre și pe de altă parte siguranța și... Vedeți ce spuneți, că îi supărați pe reprezentanții BOR, care știți că sunt foarte porniți pe acest subiect, nici nu vor să audă. Pe mine nici nu mă interesează despre acești reprezentanți. Pe mine înțeles. Colegul Marian râde. Marian, prietenul nostru, râde în emisie. Probabil nici pe el nu-l prea interesează chestiunea cu BOR-ul. Atâta timp cât anumite lucruri sunt benefice pentru țară, ca, din punct de vedere economic, părerea BOR-ului nici nu mă interesează. E fix zero. Da. Eu consider că dacă atâtea țări, Olanda, Germania, Belgia, Bangladesh, au ajuns la concepția că trebuie create aceste bordeluri, da? Eu cred că și România trebuie să-și pună un mare semn de întrebare, pentru că până la urma urmei nimeni nu poate să stăpânească sau să judece sau să coordoneze viața cuiva. Fiecare om este propriul lui stăpân. Atâta timp cât cu mai bine cu cât le poți crea oportunitățile de a se lucra și conlucra în termenii de igienă foarte bine pus la punct. Adică gândiți-vă că puteți să vă duce, poate să ducă, să nu vorbim la noi, să noi suntem familiști convinși. Corect, de acord cu dumneavoastră. Pot să se ducă tinerii la o femeie ușoară care staționează pe autostrăzi, pe centuri și să ia anumite boli, când pe de altă parte ar putea să se ducă foarte bine și frumos la anumite bordeluri legal. Așa este. Legale și cu, iată, cu analize la zi. Iată un gest absolut fantastic și care ne arată că noi românii suntem oameni mai mult decât responsabili și ne gândim la binele semenilor noștri. Un român din Spania a donat 500 de paturi spitalelor care îngrijesc pacienți cu COVID acolo în regiunea Valencia, în orașul spaniol Onda. Să știți că în ciuda faptului că foarte mulți astăzi din cei care vin nu sunt receptivi la aceste reguli prevăzute pentru stoparea acestei pandemii, acestui virus COVID-19, așa cum spuneați noastră, sunt români, totuși sunt români. România are oamenii care sunt și patrioți, care sunt și iubitori de neam, da? Și de patrie, și sunt oameni care și noi ca și români am fost solidari întotdeauna cu noi înșiși la greu și a zis că întotdeauna și noi ca și neamuri și rude, atunci când ne moare cineva cu care la un moment dat nu mai vorbeam, până la urmă ne uităm de toate necazurile și ne ducem și ne suntem alături unii lângă alții. Păcat că atunci noi întotdeauna ca și români ne-am unificat așa neamul. Am devenit solidari, da. Am devenit solidari vis-a-vis și de valori ale acestei țări. Vedem foarte bine actori care sunt găsiți, mari actori care sunt găsiți și scriitori găsiți morți în case și părăsiți nebăgați de nimeni în seamă și după aceea dintr-o dată ne găsește pe noi cum să spun, solidaritatea și vorbim frumos și ne amintim și cine a fost. Da, cred că vă gândiți acum la Cristina Țopescu, ultimul exemplu de persoană publică cu notorietate și care a murit singură, fără și nimeni. Cât au apărut, da, gândiți-vă că au stat câteva zile bune și într-o perioadă de sărbători, da, în care oamenii se vizitează, se sună, se... Da, este drama altora. Este drama omului modern, stimate domn, să stea singur. Și după aceea, corect, și după aceea toți trăpădușii să apară la televizor să spună cât de afectați sunt ei de situație. Că ăia nu poți să-i numești nici prieteni și nici oameni. Care încearcă să beneficieze de anumite facilități din punct de vedere al capitalului de imagine pe urma unui om pe care foarte mulți ani poate nu l-au băgat în seamă. Așa este, stimate domnule. Și această ipocrizie de care dăm dovadă în astfel de momente nu ne face cinste cu siguranță. Pe de altă parte vreau să completez că vedem bine, vedem foarte și simțim foarte bine câte darnici suntem noi ca și români, când îi lăsăm pe austrieci, pe nemți, pe francezi, pe italieni, pe greci, pe olandezi și foarte multe alte țări care să hrănesc astăzi
din resursele naturale ale noastre și noi nu beneficiem nimic. Este și asta o realitate. V-am spus eu bancul acela cu România, cea mai bogată țară. Înțelegeți, de-aia este dureros. Sunt vectori multipli care cred eu că după această situație foarte multe, credeți-mă ce și o să vedeți, foarte multe lucruri se vor schimba, extrem de multe lucruri se vor schimba. Da, inclusiv geopolitic, cred că aici vă gândeați, inclusiv geopolitic se vor schimba lucrurile. Vor avea foarte multe lucruri, vor avea o întorsătură de 380 de grade și sunt ferm convins că vor foarte multe țări care se hrănesc astăzi din noi vor rămâne cu degetul în gură. Așa este. Stimate domnule, mulțumim pentru intervenție. Să ne vedem sănătoși, să ne auzim și mai sănătoși. Și eu vă mulțumesc pentru telefon, la cât mai multe emisiuni frumoase. Și ce să vă spun, Doamne ajută și să scăpăm cu brio și cât mai repede de această pandemie și cred că colegii mei primari s-au mișcat la adevărata lor valoare și până la urma urmei și guvernul și clasa politică în general, nu neapărat guvernul, au înțeles că de data asta trebuie să ne mișcăm mai bine ca niciodată. Așa este, să fim sănătoși și că le-om duce noi pe toate. Încă o dată mii de mulțumiri și o zi cât mai plăcută vă dorim, stimate domnule. Doamne ajută să la revedere, la revedere. L-am avut prin telefon, domnilor, pe domnul Robert Păiuș, primarul comunei Stejari. Am discutat cum stau lucrurile acolo la Stejari. Nu sunt probleme, spunea dumnealui, oamenii sunt responsabili, oamenii ascultă. Nu are nici foarte multe cazuri de persoane izolate, 11, dacă nu mă înșel, spunea domnul primar. Ca să termin ceea ce mă apucasem să vă spun, anume acel român Cosmin Dumitru Rocnean, care locuiește în orașul spaniol Onda, în regiunea Valencia, a cumpărat 500 de paturi pe care le-a donat spitalul din zonă. Inițial donase 15 paturi spitalului din La Plania și alte 15 spitalului din Castello. Iată, 11 camioane ale armatei miercuri au venit și au luat celelalte paturi pe care românul le ținea într-un depozit. Paturile vor fi puse la dispoziția Departamentului pentru Sănătate din Valencia. Un gest ce arată că suntem oameni și că în astfel de momente nimic altceva nu mai contează. Sunt foarte, foarte multe lucruri care se întâmplă în această perioadă. Iată, poliția avertizează cu privire la mail-uri false, cu invitații la sediul instituției să nu se deschidă acele mail-uri. Un bărbat a încercat să-i ducă nepotului aflat într-un centru de carantină droguri ascunse în pâine, să nu se strice dacă le scot. Adică sunt noaptea minții aceste cazuri. Vedem cazul la Ilfov. Nepotul se afla în carantină în Ilfov și stupefiantele au fost băgate în pâine și au fost descoperite de către jandarmul care asigura paza obiectivului. N-am cuvinte ce mai putem spune în astfel de situații. Bărbat arestat pentru încălcarea măsurilor de restricție, obligat să-și abandoneze câinele în parc. Iată că sunt și astfel de lucruri, nu se întâmplă în România, însă se întâmplă în Moscova. Știm că la ruși e o cu tot o altă situație. De la ruși vine ploaia, spune colegul Marian. Așa este, tot de la ruși a apărut și acea poză, un fake news, până la urmă cu tigrii aceia sau lei, ce erau eliberați pe străzi. S-a dovedit că nu a fost reală poza, dar vorbim de o cu totul altă situație. Japonia va decreta stare de urgență, dar apelează la respect. Cine încalcă regulile nu va fi amendat, dar poate apărea pe lista rușinii. Japonezii sunt o nație ce ține foarte mult, Japonia ține la acea onoare. Există un cod al onoarei ce vine încă din vremea epocii Bushido, și se ghidează după niște criterii, după niște principii foarte, foarte ferme. Pentru poporul japonez este o adevărată rușine, nu știu cum am putea noi interpreta, să le apară numele, iată, pe acea listă a rușinii a celor care nu respectă regulile. Stau și mă gândesc cum ar fi în România să apară o listă a rușinii, ar fi interminabilă.
am scrollat așa, am dat de sus până jos de multe ori ca să vedem pe orașe sau chiar pe județe, nu vorbesc de o listă la nivel național, dar e o altă discuție. Amintiți-vă cât a fost de aiurea situația când fostul premier Mihai Tudose și-a dat demisia, trebuia să aibă o întâlnire istorică, am putea spune, cu premierul japonez și n-a avut cine să se ducă la întâlnirea de la București cu premierul japonez, pentru că onor Mihai Tudose și-a dat demisia chiar atunci. A fost un gest diplomatic extrem de grav. Două bancuri, ca să terminăm într-un ton amuzant, Rusia a anunțat azi că au murit două persoane, una de coronavirus și una pentru că a publicat știrea, iată, Rusia se plătește, colegul Bogdan Craioveanu ne-a trimis acel banc și am mai văzut eu încă unul care mi s-a părut foarte, foarte interesant, imediat vi-l citesc, că l-am aici. Femeia, după aceste două săptămâni de izolare am ajuns la concluzia că tu nu mă mai iubești. Ba te iubesc, draga mea soție, dar așa sunt eu, asimptomatic. Stați în casă dacă vă pasă, dragilor, aveți grijă de voi, aveți grijă de cei de lângă voi, evitați pe cât posibil ieșirile, iar dacă o faceți, luați-vă minime măsuri. La revenirea în casă, spălați-vă cu apă și săpun pe mâini și pe față. Ne reauzim mâine de la aceeași oră, 13:10. Până atunci, numai bine, Doamne ajută! La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.